Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtunac FM și bine ați revenit la seria Lazio și ultimul episod pe săptămâna asta. Fiind vineri, știți care este programul. Astăzi avem parte de acest episod din seria A cu Atalanta, așa cum am menționat în episodul de miercuri. Și sperăm să ne continuăm seria victorioasă, zic eu, cel puțin la nivel de campionat, mai ales că în etapa asta am avut, nu știu dacă norocul, dar cel puțin în etapa asta s-au înfruntat Juventus cu Inter și au făcut egal, sau cel puțin, da, uite aici, au făcut egal. Deci este un rezultat pozitiv între cele două contracandidate principale, din punctul meu de vedere, la titlul anul acesta. Un rezultat de care trebuie să profităm și să ne distanțăm deja de acum, de ce nu, la 5 puncte de aceste două echipe cu care deja am jucat. Bun, echipa de astăzi este cea obișnuită, completă, în afară de Savic, care este suspendat după roșu luat în meciul cu Inter. Va fi înlocuit de Rafinha, revine Aaron Martin în locul lui Rakocevic, nu are fitness bun complet, de fapt, dar îl voi forța un pic. Denis Mann în locul lui Traore, care este încă accidentat, dar îl vom avea la dispoziție pe Douglas Costa cel puțin 45 de minute pentru repriza a doua eventual, urmând mai apoi ca din meciul viitor până revine Traore, adică 3 săptămâni să-l avem pe Costa titular eventual. Și cam atât. Să-i dăm bice și să sperăm că luăm cele 3 puncte. Astăzi este ultimul episod din seria Lazio pe săptămâna asta. Săptămâna următoare revenim la seria FCSB cu episoadele normale, episoade care vor ieși în mod normal de luni până vineri, o dată la 2 zile. Bun. Nu-mi place tackling-ul la atacanți, niciodată nu pun tackling la atacanți pentru că nu am nevoie de penaltiuri. De obicei pun la acest trecuartista, pun la acest mijlocaș ofensiv de obicei, dar în cazul ăsta nu, pentru că o Ilicic și e semi-atacant, o să fie o formație de 3 aici, chiar dacă ia MK. Și prefer să nu mă risc, probabil Ilicic va juca foarte mult în careu. Și intervine aceeași idee ca la ceilalți doi atacanți, și anume să evităm cât mai mult loviturile libere din marginea careului sau eventual penalturile. De aceea pressing-ul să fie pe Pasalic și benzile Aurier și Reca, care cu siguranță vor urca și vor încerca să urce mingea pe benzi, pentru a veni mai apoi eventual cu centrări pe Ilicic, Zapata sau Muriel. Pasalic, la fel, pressing fiind unul dintre probabil coordonatorii principali, Kalujevski este un pic mai ball playing sau box to box mai degrabă. Bun, vrem victoria, asta e clar, nu avem scuze. Atalanta, care a început bine, e pe 4. Cum aminteam și în meciul din etapa trecută, este prematur să ne dăm cu părerea asupra unor echipe. Însă dacă luăm rezultatul din clasament de anul trecut și meciurile care le-am avut în general cu Atalanta anul trecut, plus începutul ăsta de campionat, iată că Atalanta menține ștacheta acolo sus și poate fi oricând o echipă care să pună probleme. Începem aici cu o centrală cam prostică. Și de-aia vă arăt meciul ăsta pentru că consider cel puțin momentan Atalanta o echipă care are ceva de spus, o echipă care ne poate pune probleme și în mod indirect o echipă cu care să avem parte de un meci frumos. Bun, minutul 11, facem pressing avansat, reușește să iasă Atalanta totuși din apărare prin Reca, poate să spurtești foarte rapid, iar e Muriel gol. Iată, exact ce spuneam. Au ieșit foarte bine din apărare, 3 pase le-a trebuit, cred că Reca, care este unul din acei wingeri back, a reușit să dea pasă la Muriel, care a profitat de viteză și a înscris golul de 1-0. N-am început bine, din nou, este cred al treilea meci la rând, socotindu-l pe cel de Champions League, în care nu începem bine meciurile. Vă reamintesc că cu Inter am avut oarecum noroc, cu un penalti ratat de ei, dacă nu mă înșel. Cu Lyon am făcut egal,
La fel, un meci prost și iată că acum suntem puși în situația în care avem parte aparent de un alt început de meci prost, nu știu de ce. Greșește aici Man din nou, Reca, Muriel din nou din viteză și din corp trece de doi jucători de-ai noștri, dar egoist un pic, putea să centreze. Cred că o să intervin un pic asupra lui Muriel aici. O să încerc un pic de tackling hard pentru că trebuie să-l luăm mai din plin și vom încerca și un pic de marcaj. Nu, Ibanez nu vrea așa, nu înțeleg de ce mi l-a pus. Trei galbene, perfect. Un sezon în care începem iară să luăm cartonașe cu nemiluita. Bun, poate greșesc ei aici, am ajuns să sper la greșelile adversarului. Iară iese frumos Atalanta, iară minge lungă, iară Muriel, care șutează destul de slab. Dar ce am văzut până acum, mă tentează foarte mult în repriza a doua să ridic liniile, să ridic un pic linia de fund și să joc la offside. Pentru că văd că ei joacă mare parte pe mingi lungi. Și am putea contracara cu offside-ul. Rafinha. Oh, frumos, frumos gol. 1-1 înainte de pauză. Asta e bine. Asta e bine. Frumos șut. Nu mă așteptam să intre, sincer. Și supraviețuim la pauză. Dominați atât la posesie cât și la șuturi în general. Ceea ce nu e bine, cum vă spuneam. Lazari e și demotivat el, domne, săracu. Haideți să vedem ce putem să facem pe aici. Corea nu e în meci deloc. O să-l băgăm pe Hota. Rakitic nici el, Martin nici el, dar îl vom scoate pentru că are și galben și n-are nici fitness-ul necesar. Iar Quarta Acerbi, îl vom scoate pe Quarta care e nervos, îl vom băga pe Mangala. Nu mai urcăm cu overlap-ul. O să încercăm să menținem wingback-ul pe poziție ca să nu mai lăsăm spațiile alea în bandă. Cred că trec și cu Luis Alberto pe suport, să ajute un pic mijlocul acolo unde ei sunt supranumerici. Și în primă fază cred că o mențin așa. Nu folosesc încă nimic offside și alte cele, încerc să văd dacă așa cu wingerii care nu mai urcă în atac vom avea mai multe ocazii sau cel puțin o să mai avea așa multe ocazii și vedem ce se întâmplă momentan. Am mai luat un galben între timp, ceea ce nu este bine deloc pentru că nu mai avem schimbări și avem doi jucători cu galben. Denis Mann întoarce bine la Hota. Rakocevic centrează frumos, avem o șansă, recuperăm prin Lazari, intră în careu Lazari, vedem ce va face. Greșește pasa, recuperăm însă tot prin el, intrăm în careu, trage și gol. Bun, 2-1. Ce voi face acum e chestia asta. Pentru că avem destule galbene. Jucăm mai liber, așa. Vom scoate asta de pe Pasalic. Pentru că sunt prea mulți la care trebuie să facem pressing de întâmpinare și mi-e un pic fricuță. Îl menținem însă marcajul strâns la Muriel. Bun. Prematur, 60, se mai pot întâmpla multe. Momentan merge Price. Man. Din nou una banda aia. Lazari din nou foarte bine acolo. Centrează Hotad! Primul gol! Primul gol pentru Hotad și vine primul gol pentru el din poziția de inside forward.
nu din poziția de atacant, poziție pentru care în mare parte am fost achiziționat de noi. Da, frumos. Bun. Deci, tactica, dar randament. Schimbarea tactică, de fapt. Acum trecem pe treaba aia noastră frumoasă cu mai defensivul. Așa. Și, na, 3-1, acum trebuie să ținem de minge și de rezultat implicit. Milan nu câștigă și a 2-0, între timp văd cu Roma, meci greu. Milan care a început la fel bine. Și cam atât, poate asta o să fie ultima fază a meciului, să vedem, sper să nu luăm gol. Muriel, care din nou face ce vrea cu apărarea noastră, cel mai periculos om al Atalantei în meciul ăsta de altfel. Bun! Lăsăm să curgă și ultimele faze. Ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați de like, share și subscribe. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizări și susținere. Nu uitați să lăsați coment cu ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la acest filmuleț. Urmăriți în continuare seria Lazio. Uitați-vă și la celelalte episoade dacă nu le-ați văzut. Merită vizionate toate. Iar săptămâna viitoare vom reveni începând cu luni cu seria obișnuită FCSB. Altă serie de pe canalul nostru, altă serie interesantă și frumoasă, care dacă nu ați vizionat-o până acum, vă recomand de asemenea. Cam atât. Stați în casă, nu ieșiți, protejați-vă, fiți safe și hai să terminem meciul și închidem. Ciao!